Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea Online Story astăzi am o invitată foarte interesantă, o invitată pe care o cunoașteți foarte bine, însă are multe lucruri să-mi spună. A venit aici înainte de o intervenție chirurgicală la nas. Îmi spunea că este teamă să se ducă să o facă, dar avea nevoie să-și schimbe lucrul. Nu doar să schimbe lucrul, ci să se și însănătoșească. Acum arată fabulos, mai fabulos decât înainte și este la fel de spectaculoasă, cred și eu, în vorbire, ca de fiecare dată. Manuela Oprișiu la mine azi. Bună, Manu! Bună, Cornelia! Mă bucur că am ajuns la tine. Era foarte dor să te văd și pe tine și pe echipa ta minunată. Și ce să mai am venit cu un vibe foarte pozitiv și sper să ți-l transmit și ție astăzi. Sper să mi-l transmiți, arăți extrem de bine în această ținută roz. Parcă ești așa o păpușică Barbie, ești transformată, oamenii văd că nasul tău este altul și da, îți stă foarte bine. Mulțumesc mult, Cornelia, dragă. Știi cât de mult tânjam după această schimbare și uite că am reușit să-mi înfrâng teama. Și rezultatul, eu cred că e, n-ar rău să-mi laud eu singură pentru că e al meu. E vizibil. E vizibil, da. Dacă dau timpul puțin înapoi, așa, și îmi amintesc că erai aici doar cu câteva ore înainte de operație. Plângeam. Și plângeai și spuneai, dacă o să mi se întâmple ceva, dacă nu o să mai fie, dacă o să mor. Ei bine, n-ai murit, din contră. Nu mor ca ei când mor câinii. Așa e, poate ar fi unii care nu o să-ți dorească, Doamne ferește, moartea, ci așa să ieși cumva din circuit. Să ieși din peisaj, da, cu siguranță. Am și eu haterii mei, sunt acolo. Dar, da, după cum îți spuneam, nu mor ca ei când mor câinii. Sunt bine, la cât au trecut 5 luni de la operație. Încă mai este puțin umflat. Forma finală se vede abia după un an de zile. Dar eu sunt mulțumită de cum arată chiar și acum, la doar 5 luni. Am înțeles de la domnul doctor că nu așa o să-mi rămână definitiv, că se mai schimbă până la un an, dar ți-am zis, oricum s-ar schimba, n-ar decât să schimbe bine, pentru că la ce am avut înainte nu era ceva foarte, foarte ciudat. Nu era. Dar eram eu complexată și, na, din cauza asta. Plus că ți-ai rezolvat și acea problemă de sănătate, da, cu sinusurile. Adică le-ai completat una pe alta, da, și esteticul și partea asta care îți trebuia de sănătate. Da, da, da. Cât a durat operația? 8 ore. Doamne! Nu vă speriați, fetelor, că nu la toată lumea durează 8 ore. Doar că la mine au fost mai multe când te-a deschis acolo. Când m-a deschis, stai că are o denumire, a decolat nasul sau ceva de genul, așa că m-a decolat. Așa, au descoperit că nasul meu era spart tot pe interior. Deci am avut tot nasul spart, a trebuit să reconstruiască tot pe acolo, plus cornetele, iarăși, nu știu ce problemă, le-au cauterizat. Nu vreau să zic denumiri din astea care poate nu sunt corecte. Nu, așa, ceva care să înțeleagă și oamenii, da, de acasă. Da, ceva cu cornetele, ceva cu, că el era spart tot pe interior. Am avut și deviația asta de se. A fost un cumul de probleme pe care le-au descoperit atunci când m-au desfăcut și atunci operația s-a întins de la 4 la 8 ore. Că mi-au zis de la început că o să dureze undeva la 3-4 ore, pentru că atunci când e o problemă și medicală și estetică, durează puțin mai mult. Dacă e doar estetic, într-o oră, două, ești gata. Dar așa, dacă e și... Dar tu ai avut alte probleme, nu știu, când erai mai micuță, de la ce vine această situație cu nasul spart? Nu știu. M-au întrebat de ce. Țin minte că m-am trezit din operație foarte agitată. Mi-au zis domnul doctor și mai era o fată de la clinică cu mine. Cine te-a operat? Păi m-am operat la Zeus, la Pascal, dar nu m-a operat Pascal personal. M-a operat un medic care lucrează în cadrul clinicii lui.
a fost prezent și domnul doctor Pascal. Adică el m-a supravegheat pe tot timpul operației. Mai ales că a fost o operație complicată. Da, au fost și încă o doctoriță, tot de la el din clinică, și au fost undeva la 3 medici acolo lângă mine. Deci constant. 3 medici au operat-o pe da. Manuel. Da, da, nu m-au I-a lăsat. Operat nasul Manuelei care da. Decola. Deci... da. Da, deci au fost acolo cu ochii pe mine și... Na, eu m-am simțit foarte în siguranță pentru că pe lângă faptul că îi cunosc de atâția ani, știu că sunt și foarte bun în ceea ce fac și am știut că o să iasă un rezultat așa pe măsura așteptărilor mele. Pentru că, na, am încredere în ei și mai ales în el, în domnul doctor Pascal. Dar după ce te-ai trezit din operație, a după fost complicat? După ce m-am trezit din operație... Cum este recuperarea? Păi mi-a povestit domnul doctor că după ce m-am trezit din operație, îl strigam într-una pe domnul doctor Pascal. Delirai, ce vezi? Cred că da, nu știu, îl strigam... Nu știu de ce îl strigam. Probabil, bine, dai seama că cu el mă simt altfel, în siguranță. Și e și prietenul meu de atâția ani și era cineva cunoscut, apropiat de-al meu acolo și probabil din cauza asta îl strigam pe el. Și am avut așa, nu știu, mi-am smuls branula, nu știu de ce, și mi-am dat cu mâinile în față. Au zis că asta a fost un instinct. Când m-am trezit, mi-am dat așa cu mâinile în față, nu știu de ce. Ți-ai dat peste față. Da, probabil că simțeam eu bandajul sau nu știu ce simțeam eu acolo de mi-am dat așa. Sau nu știu, deci oricum nu mi-am amintesc nimic de când m-am trezit. Chiar nu mi-am amintesc nimic, țin minte doar că m-am trezit în salon. Adică eu când m-am trezit, m-am trezit la ATI, dar între timp m-am mutat în salon și doar din salon îmi amintesc eu așa secvențe. Dar de când m-am trezit prima dată, nu mi-amintesc nimic, nici dacă am zis ceva, nici dacă am făcut ceva, nici dacă mi-am avut vranula, nu mai țin minte. Asta a fost în prima fază. Apoi când ai realizat ce ți se întâmplă și când s-a adus efectul anesteziei, te-a durut? Deloc. Cât ai stat și cu acele nu, deloc, chestii absolut, în nas? Absolut, deloc, absolut. N-am avut nicio durere, că toată lumea mă întreba, te doare? Nu mă doare, deci chiar nu simți nimic. Nasul îți este amorțit, nici acum nu simt vârful nasului. Deci nu-l simt. Mi-a fost tot amorțit, acum am început să simt partea asta de aici. Partea asta, da? E, o să dezumfle următoarea asta. Și tot așa, atunci la început nu simți nimic. Nu simți durere, nu simți nimic. Atât că nu poți să respiri. Eu am avut tuburi pe care le-am ținut... 5 zile, mi se pare, dacă mă amintesc bine, 5 zile le-am ținut, dar da, nu e ceva care să te panicheze așa foarte rău, adică poți să respiri, poți să dormi, că mai auzeam fete care dorm doar în frunt sau nu știu, chestii de genul ăsta, că nu puteau să respire. Puțin, puțin, îți intră și pe nas pe acolo, prin tuburile alea, mai ales că tu le cureți zilnic, dar nu respiri ca și cum ai respira normal. Da, este, până la urmă nu mai este o normalitate, ești obișnuit cu niște lucruri toată viața, să spui mâna la față, să spui mâna la nas, să, nu știu, să te comporți într-un fel. Acum, în momentul în care te operezi, situația este cumva diferită. Ai spus că nu te-a durut, ai spus că simți doar acele amorțeli. Fetița ta când te-a văzut acasă, ce Ioana? Reacție a avut? A vrut să mă lovească. Deci când m-a văzut acasă cu bandajele alea, voia doar să-mi pună mâinile pe bandaj, să vadă ea ce e acolo, să m-a și lovit de câteva ori. Era curioasă ea de nas. Ce acolo nas? Domn doctor s-a uitat pe TikTok că postase cei de la clinică video din timpul operației. Și video cu mine, cu bandajul și aia, mereu pe video să vadă ce are mami la nas, ce are mami la nas. Da, dar acum s-a obișnuit și m-a mai și crescut și mai și pricepe, știe că n-are voie să lovească pe mami la nas. Tot te aștept cu ea, Manu, în studio la mine. S-a făcut și mai măricică, din câte am înțeles eu, a început și să cânte. Da. Îl moștenește pe tatăl ei. Da, a început să cânte. Adică am avut o idee eu așa cu prietena noastră, Sorina Ceugea,
și cu soțul ei. Am avut noi o idee așa să lansăm fetele așa pe piața muzicală. Și am adus-o la studio, am înregistrat o piesă. Bine, nu cântă o piesă ca poadă ea, pe doar câteva... Este și foarte micuță. E micuță, cu... da, are abia 2 ani și 4 luni. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Alți copii la 2 ani nici nu vorbesc. Exact. Na, ea nu am treabă, formulează propoziții, te înțelegi cu ea, vorbește absolut orice, adică poți să o înțelegi. Doar că nu e capabilă încă să cânte o melodie cap-coadă. Dar are și ea partea ei din melodie pe care, să știi că eu mă așteptam să, aoleo, să-mi fie foarte greu la studio, mai ales că acum, cunoscând cât de cât domeniu, știu că durează mult și la un artist ca să tragă o piesă. Cu Zana nu mi-a fost așa greu să știi, adică eu mă așteptam să vezi că merg acolo și stau 7 ore. De unde? Într-o oră am fost gata cu totul, papam, am plecat, ne-am făcut treaba. Și când iese melodia pe piață? Urmează să filmăm videoclipul. Am zis că o să-l filmăm undeva în zona Sibiului. Nu știu dacă pot să zic locația, în fine, o să vedeți voi. Nu mai contează. Când se apropie momentul, cu siguranță. Dezvăluim și locația, da. Și am zis că o să filmăm acolo. Cântă și Sorina. Cumva ea e pionul principal, îți dai seama că fetele fiind micuțe și fetița ei la fel. Au două părți, una Ozana, una Vanessa, că așa o cheamă fetița Sorinei. Ce frumos! Da. Cred că da. Ești foarte mândră. Da, am plâns! Știi că eu sunt emotivă! Și am plâns când mi-am văzut copilașul acolo în studio. Și când știu cât m-am luptat cu viața asta ca să-i fie ei bine și cât mai am să mă lupt, să dai seama că m-au cuprins așa emoțiile și m-am simțit așa împăcată și mulțumită și îmi mulțumesc la Dumnezeu și în sculare și în culcare pentru toată puterea pe care mi-a dat-o ca să pot să-mi cresc copilașul și pentru tot ce mi-oferă și... Până la urmă, greutățile nici măcar nu mai contează. Contează felul în care se dezvoltă copilul tău, relația pe care voi două o aveți, felul în care, uite, o vezi într-un studio. Când o să o vezi pe scenă, mânca Manuela o să stea numai cu lacrimi. Da, nu, deci, da, atunci o să direct pastile. Atunci direct pastile, dacă... Da. Dar ce predonează ea așa, în general? Măi, depinde, ea, uite, eu îi pun muzică, așa, știi, îi pun muzică pe YouTube și las un playlist acolo. E bine, ei, dacă îi place o melodie din playlist, o ascultă de 100 de ori și ce am observat la ea, când o mai duc mașina, mă pune să-i pun muzică și dă tare, așa zice, dă tare. Deci îi place să audă muzica la maxim, dacă se poate, eu nu o pun la maxim, că na, pentru timpanele ei și așa am zis să nu, dar da muzica destul de tare și uite ea stă, eu mă uit la ea în oglindă, știi cum stă ea în scaun acolo și uite așa face din gură și ea cumva cântă versurile, stai seama că nu știe versurile, dar ea cumva fredonează acolo în spate. Trăiește muzica. Da. Vreau să fii sinceră, Manu, știu că e un subiect așa un pic mai delicat și... Nu-l abordez intrând cu ghetele în viața ta. Dar vreau să te întreb dacă îi pui melodiile tatălui ei. Da, bineînțeles. Și dacă ea le și interpretează sau care sunt reacțiile în momentul în care ascultă, uite, toate draperiile sau este o melodie acum a lui care se potrivește cu marea, cu sezonul. Da, îi pun muzica tatălui ei. Acum o ascultăm cu toții, că până la urmă, fără să supăr pe nimeni, la ora actuală e numărul 1. Și normal să ascultăm piesele, că sunt foarte difuzate peste tot. Da, foarte difuzate și foarte ascultate de către toată lumea. Și până la urmă este tatăl ei, în fond trebuie să asculte și muzica lui. Da, oricum, nu contează. Îi place muzica lui? Da.
Îi place, da. Dansează? Da, păi am și câteva videouri pe TikTok cu ea în care fredonează și piesa aia cu draperiile și mai are o piesă Tinerețe, nu fugi de mine. Îți dai seama, bătrânica da. O cântea la 2 ani, Tinerețe, nu fugi de mine, da. Îi place, îți dai seama, îi place. Acum... El știe că nu știu, fetița nu știu. Lui cântă? Nu știu dacă știe. Dar va afla că în curând da, va seama. Apărea acel videoclip. Sunt sigură că și el va fi mândru, pentru că un copil, indiferent de situație, îți umple inima de bucurie. Iar tu o să, uite, o să mergi în familie cu lucrurile astea, cu muzica. O vezi cântăreață pe fata ta? Da. Sincer, da. O văd că are asta în sânge. Să știi că eu am fost foarte curioasă cât timp am fost însărcinată. Dacă eu știam că chestiile astea se moștenesc și eram curioasă, băi, v-am moștenit și Ozana sau nu v-am moștenit? Nu pot să mă pronunț în totalitate, dar în proporție de 90% eu cred că asta va face, pentru că o văd și când iese pe stradă, ea are o boxă din aia, știi, portabilă și seara mai ieșim pe stradă când sunt la Alba, mai ieșeam pe stradă la copii, ea ieșea cu boxa și cu muzică. Și le punea muzică la copii și toată lumea, ei trebuiau să danseze așa după cum vrea ea și a le cânta și... Da, dacă vezi ce de astea are Cornelia, deci ei place să organizeze pe toată lumea și toată lumea să facă după cum vrea ea. Nu zic că e un lucru neapărat bun, dar are personalitate și cred că asta o să o ajute în viață. Uite, aici seamănă cu tine. Aici zici? E, da, că tu întotdeauna ești omul cu organizarea. N-o să uit când te-am cunoscut în momentul în care am venit la Istanbul, la Puterea Dragostei și stăteam în același hotel, sunt vreo 5-6 ani, cred că de atunci. Da. Și dintre toate fetele, tu ai fost cea cu organizarea, cea care s-a ținut de cuvânt și a făcut în așa fel încât lucrurile să iasă perfect și pentru noi, cei care voiam să le transmitem oamenilor de acasă, tot ce se întâmplă cu voi, fetele, da. Dar și cu băieții din show-ul care era extrem de iubit aici la Canal D. Mi-amintesc că am filmat noaptea, cred. Am filmat noaptea în jur de 3 dimineața da, la hotel. La recepție acolo, da. La da care și mai știu cine era răcit, oricât. Eu ca și tu. Acum mă chinui foarte mult, nu am voce, e din cauza aerului condiționat, dar... O să reușim, ca și atunci, să ducem emisiunea la bun sfârșit. Da, da, da. Și eu mi-amintesc momentele alea cu mare drag și stai seama că acum au rămas și amintiri frumoase, pentru că cumva pe mine m-a ajutat foarte mult emisiunea. O să spun pe toate planurile și mi-a deschis foarte multe uși faptul că am fost acolo și am devenit o persoană cunoscută. Acum mai zic cu oamenii, că am mai văzut eu comentarii ce mai scrie lumea pe acolo pe TikTok, că și chiar vreau să lămuresc asta, că eu m-am făcut cunoscută prin asocierea cu tatăl fetiței mele. Nici o treabă, oameni buni. Adică cine mă cunoaște de la bun început știe că eu am apărut pe sticlă de acum 6 ani, nu 6, prima dată am apărut pe sticlă în 2017-2018, dacă mi-am amintesc prima dată. Așa, și lumea mă știe de acolo, adică eu nu am căutat să-mi fac reclamă pe spatele nimănui, pentru că eu mi-am făcut reclama mea, care m-a și ajutat atunci, în emisiune. Aia a fost rampa mea de lansare și oamenii și România mă știe Manuela de la Puterea Dragostei. Așa este. Și noi când scriem în dreptul acestor articole și emisiuni pe care le facem, titlurile spunem Manuela de la Puterea Dragostei. Nu spune nimeni Manuela iubita sau fosta iubită sau, da. Adică cunoscutului cântăreț, căruia, sincer, din respect pentru tine, nu vreau să îi dăm numele, dar de fapt îl știe toată lumea. Mulțumesc. Tocmai
prin ideea asta, că tu ești foarte cunoscută, că tu te-ai făcut cunoscută singură și nu erai o prezență în emisiunea Puterea Dragostei așa doar de să treci, da, de umplutură să treci prin casă. Din contră, ai fost extrem de vizibilă acolo, da, și acum sunt clipuri cu tine în acțiune. Virale, da, am văzut și eu că se mai postează pe TikTok, acolo pe TikTok le vezi cam pe toate acum ziua de azi și am mai văzut și eu videouri cu mine, na, ce să mai... Acum eu nu știu dacă mai sunt, dar... Dar dacă ai da timpul înapoi, Manu, prin prisma acestor discuții, prin maturitatea pe care o ai acum, ai mai repeta experiența cu, da, tatăl fetiței? Mai, ce întrebare. Și să spun de ce, pentru că tu ești Manuela de la Puterea Dragostei. Tu ești Manuela care a fost Miss Alba. Tu ești Manuela care încă ești în lumina reflectoarelor. Nu ești deloc Manuela prin asociere cu tatăl fetiței. De aceea te întreb dacă ai dat timpul înapoi, dacă ai face lucrurile la fel sau pur și simplu ai lăsat destinul să lucreze pentru tine. Nu știu ce să zic. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, deci chiar nu știu, mai blocat. Aș face, probabil, știi că eu sunt omul care face ce simte pe moment. Deci ai lăsat destinul să lucreze, da, pentru tine. Și n-aș schimba faptul că a apărut copilul meu în viața mea pentru nimic în lume, adică și dacă ar fi să dau timpul înapoi și să trebuiască să greșesc sau, mă rog, să trăiești același lucru. Da. Aș face orice pentru ca să apară Ozana. Ozana este centrul universului tău. Meu. Da, copilul meu este centrul universului meu. Și pot să confirm lucrul ăsta. De fiecare dată când vorbesc cu Manu, întreb, Manu, de ce nu vrei să faci și alte lucruri? De ce nu treci mai departe, la un alt bărbat, la o altă viață? Și răspunsul Manuelei este același. Nu vreau, pentru că în acest moment, pentru mine, cea mai importantă este Ozana. Nu văd nimic dincolo de ea. Și vă văd mereu numai voi două. Ăsta e răspunsul și eu mereu te cert și spun să treci mai departe. Știu. Am dreptate? Da, da, și toată lumea îmi zice. Toată lumea îmi zice același lucru, crede-mă, Corelia dragă, da. Să fii mama Ozanei este suficient pentru tine? Pentru mine deocamdată, da. Adică... Îți umple tot timpul ăsta. Da, nu vreau să îmi ocupe... Poate că sunt egoistă sau nu știu, poate că gândesc greșit, dar nu vreau deocamdată să îmi ocupe timpul meu pe care l-am cu fata mea. Nimeni. Altcineva. Și... Cum vă jucați voi două? Cum sunteți voi una cu cealaltă? Noi două suntem prietene. Noi două suntem ca două prietene. Eu mă uit de multe ori la ea și mie nu vine să cred că copilașul meu are doar 2 ani. Și pricepe atât de multe. Deci Cornelia înțelege tot. Absolut adică tot. E un om mare, vrei să spun. Da, da. Știu că eram într-o seară... am vrut să o pun la somn și ea stătea așa în pat și cerea, mami, adu ursulețul Panda, că ea are colecția ei de pluș cu care doarme. Și acum eu căutam de nebună ursulețul Panda, unde e ursulețul Panda, fix pe ăla îi trebuia. Căutam ursulețul prin toate camerele și zice, mami, e jos la bucătărie. Și am zis, da, zice așa numai. Ce crezi, m-am dus, era jos la bucătărie. Deci are o ținere de minte, Cornelia, de mă șochează uneori. Ține minte unde sunt lucrurile. E lucru pe care eu nu reușesc nici acum la 30 de ani. Adică, na, nu știu, mă înțeleg cu ea că un om mare. Eu abia aștept să o aduc aici, că poate multă lume crede că mă laud sau vorbesc așa, să îmi laud eu că e puiul meu. Eu abia aștept să o aduc aici, să vadă lumea cum e ea, că e ca o bătrânică. Da, da, deci... și eu abia aștept, repet lucrul ăsta, am
văzut-o la botez, știu de când ai născut-o. Da. Văd foarte multe filmulețe cu ea și mi-aș dori foarte mult să o am aici în studio, așa cum am mai avut și alții copilași care au rezultat din iubirile oamenilor de la Puterea Dragostei. Mi-ar face mare plăcere să vii cu ea aici în studio. Până atunci vorbim despre ea, vorbim despre dorul pe care îl simți în momentul în care nu e cu tine. Da. Tu te-ai mutat la București și trebuie să faci naveta permanent pentru deocamdată a fi lângă ea. Da, deocamdată trebuie să fac naveta, ea e acolo la creșă. Am mai adus-o și aici, am dus-o înapoi la mami. Acum urmează să o aduc iar o perioadă. Știu că nu e ușor nici pentru ea să o tot mut dintr-o parte într-alta, să o tot plimb, dar deocamdată asta e situația. Mi-am dorit de mult timp să fac acest pas, să mă mut aici din nou, pentru că eu știu că aici pot să reușesc să fac și să-mi ating toate obiectivele și aici am toate oportunitățile din lume. Tocmai de asta mă chinuiesc ca să fac să fie bine, să rămân aici și o perioadă până mă pun și eu pe picioare și așa o să trebuiască să, și până mai și crește puțin o zană, o să trebuiască să mai plimb Alba, București. Nu vreau nici să le iau cu totul părinților mei, pentru că știu cât de mult o iubesc, știu cât de mult au fost lângă noi de când Ozana s-a născut și nu vreau să o smulg de acolo, de lângă ei cu totul. Pentru că știu cât ar suferi și eu nu vreau să le provoc durere nici de cum. Dar nu, o să o mai las și la bunici. E o normalitate bunici, până da, la urmă. Da. Dar nici tu nu poți să stai fără ea. Asta-i cum e în momentul în care pleci de lângă ea? Plec plângând de la Alba Iulia. Îmi revin, până ajung în București îmi revin, dar plec supărată. Deci de fiecare dată când plec supărată. Plec așa cu inima tristă. Îndoită, da. Da, pentru că e greu fără ea. Dar așa a vrut Dumnezeu să mă facă pe mine puternică, să trebuiască să reușesc eu singură în viață. Și trebuie să fiu puternică până la capăt. E un sacrificiu pentru mine că sunt departe de ea, dar dacă asta e situația, singura soluție, mă sacrific puțin acum la început, că nici mie nu mi-e ușor să stau departe de copilul meu. Da, Doamne, că am zis că mai plâng la tine emisiune și mă face să plâng. Dar asta este, o să fie bine, eu sunt optimistă, eu am încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a ajutat mereu și nu m-a lăsat când am fost la pământ cu totul. Și o să mă ajute și de data asta și o să fie bine și copilul meu o să crească frumos și eu mă zbat și vreau să-i ofer tot ceea ce e mai bun pe lumea asta. Nu pot să zic tot ceea ce eu n-am avut, pentru că mie nu mi-a lipsit nimic în copilăria mea, pentru că părinții mei au avut o situație foarte bună și au putut să-mi ofere tot pe tavă. Și asta vrei să-i oferi și tu Ozanei. Și asta vreau și eu la rândul meu să-i ofer Ozanei. Eu nu vreau să aibă lipsuri de niciun fel, absolut. Vreau orice să fac ca să-i fie bine. Și da, vreau să o răsfăț. Dacă lumea vrea să mă judece că îmi răsfăț, da, vreau să-mi răsfăț copilul. Dar toată lumea pe mine mare. Și răsfățe. Vreau să-l răsfăț, da, vreau să-l fac răsfățat. Care e problema? Nu vreau să-i lipsească nimic la copilul meu. Nimic absolut. Din niciun punct de vedere. Și da, trebuie să mă lupt puțin cu viața, că m-am luptat de când mă știu, că așa mi-a fost mie soarta, să mă lupt mereu cu morile de vânt și mă lupt, niciun fel de problemă. Dar fata mea o să fie bine și fata mea o să ajungă mare. Nu mă las până nu ajunge. Pe ce domeniu își alege ea? Acum eu zic muzică pentru că o văd pe ea așa, mai înfocată cu muzica. Dar nu știu, poate peste 20 de ani îi place altceva. Poate îi place, poate vrea să se facă polițistă, să dau un exemplu. Nu contează, pe orice domeniu vrea să meargă ea, eu sunt acolo în spatele ei, o susțin din toate punctele de vedere și trag cu dinții și mă lupt ca să ajungă ea mare și să fie ea bine și fac orice nevoie. Așa e și va fi bine. Plângi când pleci de acasă, dar în momentul în care ajungi la ea, cum te întâmpină
în ușă sau în poarta casei. Băi, ea știe când trebuie să ajung eu acasă. Deja, uite, azi dimineață când veneam spre platou, o sunase, am vorbit cu ea pe cameră și știa că ajung, că de seară merg la ea. Și mi-a zis, mami, lopățica. Trebuie să-i aduc o lopățică, astăzi trebuie să-i aduc lopățică, trebuie să-i duc pepene roșu. Și i-am luat eu niște ținute, niște rochițe, niște de-astea de vară. Acum mă așteaptă că trebuie să vină mami cu... Da, bine, ea să știi că nu-i foarte pretențioasă. Ia la ea pe primul loc e lopățica și pepenele roșu. Da. Pe urmă, hăinuțele... Da. Da. Altă dată. Da. Și acum mi-a zis într-o seară, când eram cu ea la mami, stăteam așa într-o seară cu ea în pat, că noi ne punem în pat ca să adormim și povestim până adorme. Și mi-a zis, mami, eu vreau un microfon. Și am zis, mami, dai microfon, are vreo două sau trei microfoane din alea de 200 așa de jucării. Bine, nu chiar de jucărie, că, uite, de exemplu, unul îl încarci, are încărcător, se încarcă, se aude, în fine. Și zis, acum da, vreau unul adevărat? Da, o zic. Păi, doar e cântăreață. Da. A, îți dai seama, da, mami, că e ieftin rău de tot microfonul o să-ți ia. Îți dai seama că ea... Are tot felul de astea, vede, se uită pe YouTube și vrea și ea. Vrea și ea. Și acum i s-a pus pe microfon. Acum vrea microfon, fata. Și va trebui să-i cumperi un microfon. Și va trebui să-i facem poftele, da. Ai renunțat la afacerea pe care o aveai acolo în zonă? N-am renunțat. Dar atunci cum te împarți stând aici la București? Ce faci practic aici la București? Și de ce ai luat decizia totală de a te muta? Pentru că mi s-au oferit niște oportunități aici și am zis să stai momentul. Și l-am așteptat momentul ăsta de mult. De mult, crede-mă. Și am zis să stai momentul să vin. Acum am făcut și un curs de make-up. Eu am, ți-am zis, mi s-au oferit niște oportunități. Dar știi că eu sunt omul care vreau să fac de toate. Și nu vreau să mă plafonez așa pe o singură chestie. Și atunci eu am luat decizia să mă mut la București și am vorbit cu vorbeam întâmplător cu o prietenă de-a mea, Simona Amarandei. Și i-am zis, uite că vreau să mă mut la București, nu știu ce. Și îmi zice, nu vrei să-i să faci un curs de make-up la mine? Am zis, ba da, hai că vin, așa, știi, nu eram 100% convinsă. Și îmi zice, bine, în 3 iunie începem, te vreau aici, o săptămână. Aole, zic, bine, dacă mă ia așa tare, hai că vin. Și am făcut cursul ăsta la Simo, căreia vreau să-i și mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat Simo, de când ne știm noi, de 4-5 ani, de când ne știm, m-a ajutat mult Simo. Și acum m-a ajutat și m-a învățat foarte multe trucuri și tehnici care poate altă fată nu ți le arată așa doar că mergi tu la curs. Și mi-a dat și câteva contacte, deci m-a ajutat, așa, per total m-a ajutat. Și acum pe lângă make-up, ți-am zis, mai am câteva oportunități pe care nu aș vrea să le spun deocamdată. Le spui la vremea respectivă, da, în momentul în care ele se și concretizează. Exact. Pentru că de multe ori noi gândim așa, dacă spunem lucrurilor pe nume, poate ele nu se și realizează. Da, pentru că... Așa că mai bine le ținem pentru noi și în momentul în care ele sunt gata, parafate, povestim și despre ele. Da, așa. Important e că te-ai mutat, ți-ai luat și un apartament în care să stai o perioadă. Și mai am, da, și acum lucrez la un spațiu pe care îl tot amenajez, tot pun chestii, mut, schimb. Să-l faci frumos, să venim frumos. Să te vizităm. Nu, pentru make-up. Deci pentru e separat. Make-up, da, nu machiez la mine acasă unde locuiesc. Mă achiez în altă parte, că așa e cel mai bine. Așa e, nu e bine să amesteci da, lucrurile. Plus că n-aș vrea să stau toată ziua în casă.
Că nu sunt omul care stau toată ziua în casă. Vreau să ies, să merg la job, la ce am eu, la treburile mele. București este frumos, da, are restaurante în care poți ieși și seara, așa, dacă stai numai acasă, te plictisești. Te-ai mai întâlnit cu alte prietene de-ale tale de la Puterea Dragostei acum că ești în București? Nu prea. Sunt și ele ocupate sau nu mai e aceeași relație? Măi, ca să fiu foarte sinceră, că tu știi că eu sunt un om transparent, ne-am îndepărtat așa puțin, nu ne-am certat sau pur și simplu distanța și acum ai văzut că majoritatea și-au făcut viața. Puțin ne-am îndepărtat și nu mai e chiar aceeași relație strânsă pe care o aveam. Nu sunt supărată pe ele, cu siguranță nici ele nu cred că sunt supărate pe mine, doar că circumstanțele au făcut în așa fel încât să nu mai ne intersectăm. Deocamdată, nu te-ai mutat de foarte mult timp. Da. Probabil în cum vor decurge lucrurile, cu siguranță, dacă situația este bună, și voi o să vă revedeți pe la restaurante pe undeva, poate o să vină să se macheze la tine. Da, de ce nu? Eu le aștept cu drag. Cine ai plăcea, pe cine ai vrea tu să vezi pe scaunul de machiaj? Să fie așa o transformare în momentul în care o machiezi. Dintre colegele mele? Da. Păi pe astea apropiate de mine, pe Pirui, pe Andrei Ardelean, nici nu știu pe cine, pe Berna, pe Bianca, pe Bianca chiar îmi doresc să o machiez, mai ales acum că și-a operat și năsucul, deci da, vreau, chiar aș vrea să, și am și vorbit cu Bianca și mi-a zis că după ce termină cu bandajele o să vin. Sunt sigură că o să vină, pentru că ea este un om care se ține în general de cuvânt, relația voastră a fost una foarte frumoasă, v-a susținut una pe cealaltă. Până la urmă, emisiunea asta nu a fost numai despre dragoste, ci și despre relațiile care s-au format între voi ca oameni. Da, da, să știi că da, am legat prietenii frumoase, care, uite, de exemplu, cu Bianca nu m-am certat niciodată, Doamne ferește să n-o spun într-un ceas rău, dar nici nu cred că aș avea motive să mă cert cu ea. A fost o relație așa constantă. Într-adevăr, nu ne întâlnim des sau așa, ne mai intersectăm pe la evenimente, dar mereu, de fiecare dată când ne-am întâlnit, ne-am comportat ca și cum ne vedem în fiecare zi, adică... Dar contează. Nu e obligatoriu să te întâlnești în fiecare zi cu cineva să, pentru a dezvolta o relație sau a o păstra. Contează acea chimie pe care, pe care o ai. Da. Și sunt ferm convinsă că, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu timpul o să revină toate legăturile către Manu, care s-a mutat aici, va veni mai des la noi. Vreau să vin data viitoare și cu fetița, să o vedem și noi, să vadă și oamenii de acasă. Îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai venit la mine în emisiune. A fost o emisiune așa relaxantă. Îmi pare rău că pe alocuri ți-am adus lacrimile în colțul ochilor, dar ele sunt legate de viața ta, de fetița ta și de tot ce ți se întâmplă. Da, așa este. Și băieții plâng câteodată. Dar rămite noi, fetele, dar care plângem noi de fiecare dată. Da, care noi suntem așa mai sensibile, mai firave, mai finuțe, mai emotive. Da, acum stai seama. Uite, mai finuțe, noi... pe final vreau să te întreb și cum ai reușit să slăbești atât de mult, Manu. Câte kilograme toată ai slăbit? Toată lumea mă întreabă aceeași chestie. Nici nu mai știu câte kilograme am slăbit, pentru că nu m-am aruncat pe cântar. Dar 10 cel puțin. De când am născut? Nu, de când ai născut. De când nu ne-am mai văzut noi. Posibil, nu te contrazic.
Nu știu, nu știu că nu mai cântărit, dar știu că sunt foarte slabă, că toată lumea zicea, am slăbit foarte vreau mult. Vreau să le și arătăm oamenilor lucrul ăsta. Să mă mai și ridic. Pentru că de fiecare dată trebuie să și exemplificăm ce se vorbește aici. Da. Haide că mă ridic dacă vrei. Ai arătat spectaculos așa în fața camerei. Ești pregătită să revii pe scenă, da? Să defilezi cu cele 10 kg în minus față de acum câteva luni. Da, deci să știi că da și nu am uitat ce am discutat cu tine. Chiar mi-aș dori să mai trăiesc, să mai retrăiesc o experiență de genul, pentru că mi-e dor și mie de tinerețile mele în care... Făceam chestia asta și mă ocupam cu chestia asta, adică na, eu sunt, am fost pe podium de la prima dată 14 ani, am avut deja primele mele prezentări și nu m-am prezentat oriunde, adică prezentam la Fashion Week-uri, Bucharest Fashion Week, la ce mai era, la Mare, la Mamaia, în fine, pentru Fashion TV, cu ei colaboram pe atunci și lucram. Și, erau niște festivaluri puternice la Mamaia, da, în acea perioadă. Da, păi stăteam câte 3-4 luni atunci pe vară cu ei. Adică... Ai început la 13 ani, ai luat și titlul de Miss Alba și spus aici. Când ai renunțat la scenă? Am renunțat la... când eram pe clasa 12-a. Știu că atunci mă pregăteam cu bacul și atunci am renunțat, în anul acela. Câți ani aveam în clasa 12? 18-19 ani. 18-19 ani? Da. E acum aproape de 30, te reapuci de modeling pentru că arăți foarte bine. Îți mulțumesc mult de tot, Manu, pentru prezența ta din emisiune. A fost o emisiune foarte frumoasă, cum spuneam și înainte, relaxantă, așa ca între două persoane care se cunosc foarte bine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vin cu drag de fiecare dată când mă chem. Și ți-am zis, data următoare sper din suflet să ne sincronizăm, să fie și Ozana, să o aduc să fugă puțin pe aici, să vă dea bătăi de cap. Așa e. Îți mulțumesc foarte mult, Manu. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit astăzi. Să aveți o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând. La revedere!